BFM București FM 98,3, oameni buni și dragi prieteni, emisiunea în comunitate, bineînțeles, suntem și live pe Facebook, două gazde, as usual, Mihai Reuniță și Răzvan Sureanu, să rămână Mihaela. Salutare, salutare! Avem o premieră în emisiune, în sensul în care a venit astăzi, este prezent pentru prima oară și de asemenea un veteran. Poți să spui a doua oară veteran. Da, da, da. Dacă un obișnuit. Vorbeam cu domnul Chinole că este... S-au dus 3 ani de când a fost într-o seară aici la București FM și am discutat lucruri interesante despre câteva o să discutăm în această emisiune. Spuneam pentru prima oară, domnul Carmelo Sgandura, născut în Italia, aflat de mulți ani în România, care vorbește foarte frumos românește și care este o listă întreagă. Professional sommelier, international wine developer, a fost vicepreședinte a Federației Sommelierilor din România și acum este președintele Clubului Sommelierilor din România. Există 12 țări, spuneați, în care sunt astfel de cluburi. Noastră sunteți președintele clubului din România. Da, bine v-am găsit. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Da, Clubul Sommelier este o asociație de sommelier, este o asociație care se ocupa de dezvoltare tot ce este cultura vinului în Uniunea Europeană. Suntem în 12 de țări diferite, am început în Italia și de un an de zile suntem și prezente în România. Vreau să spun un lucru, mă gândeam venind spre radio, apropo de cuvântul, de sintagma cultura vinului, are semnificații în ambele sensuri. Și cultura propriu-zisă, crește vița din pământ, dar există și o cultură a vinului care este prezentă în toată marea literatură, în, cred că în toată marea pictură. Nu cred că există undeva un loc important legat de cultură și de artă unde vinul, sub o formă sau alta, să nu-i fost prezent. El a fost și generator de cultură, sunt nenumărați poeți care, dacă nu erau beți, nu scriau. Ce zici, Mihaela? Păi ce să zic, așteptam așa să văd când își termină Răzvan expozeul. Nu de alta, dar eu pe domnul Chinole, cum ai zis tu, Șerban Chinole, care este pe lângă faptul că este coach, este și mentor, nu? Da. Mai nou, este și fost coleg de liceu cu mine, așa că îl știu mai de mult. Păi de ce nu? A mai lăsat, l-a lăsat pe omul să mute, după care a venit cu dama și... Sigur. O să reamintesc că poate sunt ascultători care mai țin minte, apropo de ce înseamnă coaching în România, în urmă cu 3 ani când vorbeam, erau două noțiuni new entry. Una era coaching-ul și al doilea era legată de mediatori. Două meserii despre care românii știau că există, ar fi putut eventual să le definească, dar prea departe nu puteau să meargă. Sunt oarecum elitiste și asta e bine, nu-i așa? Pentru că trebuie o pregătire. Aș spune mai nișate. Sau adică nișate. Elitiste... Da, e un alt termen, nișate, da. Dar da, oricum nu sunt, hai să zic că nu sunt chiar populare. Nu-mi dau seama, medial, cei care sunt, fac mediere, chiar nu pot să vorbesc despre un subiect pe care nu-l cunosc foarte bine. Doar în coaching pot să spun că devine... mai cunoscut în lumea corporațiilor și în management și a intrat destul de bine și în mass market, cum se numește. Da. Deci în zona asta de leisure, de life, de să ne... E, uite că asta vreau să întreb, ce legătură are un executive coach cu un sommelier profesionist? Mamă, ce... Da, asta e o întrebare... Care... Eu n-aș vrea să vorbesc mult mai mult decât domnul președinte, dintr-un singur motiv, pentru că Răzvan a pus o întrebare legată de arta vinului și cultura vinului. La care domnul președinte din Sicilia nu este... Ar putea să ne răspundă de ce și n-aș vrea eu să o fac, pentru că vreau să-i dau dânsului cuvântul. Eu aș spune un singur lucru, că mulți manageri care vin la mine la formare... Încet au văzut că am o pasiune pentru vin și s-a transformat, adică a venit mai degrabă de la clienții mei de formare solicitarea de a discuta despre vin. Așa l-am cunoscut și eu pe Carmelo. Deci asta e legătura între un coach și un sommelier, pasiunea, nu? E o intersecție, da, de pasiuni, de educație și de viață. Și o să las să explice ce înseamnă viață în legătură cu vin, pentru că sunt niște legături aici. Să începem imediat ce este mai simplu. Îmi am drăgostit de România de la început, de la 1996, când am înțeles cum se numește via. Asta a fost prima întrebare că am ajuns în România. Se numește viță de vie.
așa cum spunea Răzvan, pentru cultură, e ce mai important. Numele România, cred că are în un singur cuvinte, are total ce significa cultura și viță de vie. Viță de vie, în italiano este via della vite, o via della vita. Vita la noi este o viață, viața, via vieții. Care dă viață. Este exact. Foarte important. De ce? Unu, este o cultură de 8.000 de ani. 8.000 de ani. În România putem să vorbim de 6.000 de ani. Oricum o civilizație cucutenă era și pe zona aici și de acolo s-am văzut cum se vinifica. Oricum, toată legătura de România cu nume de România era foarte importantă pentru romani, cine a venit în Dacia, pentru viță de vie. De acolo s-a început. Viță de vie, adică cine poate să mi-a da viață. Viața s-a început, vinul a dat viața tot timpul. Era foarte important. Unu, apa era caracteristice de batere de virusul, tot restul, și vinul pentru romani era ce mai important. Asta de acolo s-a început cultura. Cultura de folosi vinul și vinul în plus, cam ajuns acum la anul ăsta, unde tot comunicam 2.0, comunicam cu Facebook, cu Instagram, cu orice tip de media, și vinul nu se poate să se comunica 2.0, se poate să se comunica cu un pahar. Asta este simplu și asta e cultura. În continuu, fără două prietene, seara, un pahar de vinul, vinul nu poate să se comunica. Asta e important pentru cultură. Românii iubeau extrem de mult vinul, nu? Că burebista a decis, gata, nu se mai poate. Și, nu era de la băutura, era de faptul că toată lumea venea în România, că era mai multă viță de vie și producție mai mult, asta atragea tot la lume, se venea în România pentru tot asta, pentru viață. Asta era important vinul. Dar n-a răzbit burebista. A ars și el cât a ars, dar n-a făcut față, știi cum e. Ceva a rămas, da. Da, ceva tot a rămas și oricum în gena noastră e încă acolo, da. Dar noi ne asemuim foarte tare cu italienii, nu? Avem aceeași dragoste de viață, vinișorul ne place, ne plac femeile frumoase, viața, ne place viața dulce. În România cred că viața place mai mult ca italian. Italianii s-au plictisit în ultimul perioadă și în România este total diferit. În România poate să se găsesc adevărată prietenia pentru așa plimbare, pentru să poți să sărbătorim orice. În Italia este un puțin mai complicat acum, oamenii a devenit mai mult serios. Păi nu mai e la Dolce Vita în Italia. Și a fost la Dolce Vita 1960. Acum Dolce Vita s-a întâmplat și pe locul de la Dolce Vita la Roma, acum este un puțin așa obositor să te duci acolo de seara, nu e așa cum a fost. Cred că Dolce Vita acum este mai mult în România, deci România știe cum se plimba, cum sărbătoresc și cum se rămâne prieteni, asta este important. Restul avem foarte legătură, mai mult legătură. Italia sigur că este o țară, un producător de vino. Oricum, România, unul, este la cincea țară de producție în Uniunea Europeană și, în plus, cred că a crescut cel mai mult în toată Uniunea Europeană. Și pentru calitate, și pentru tipul de vinul, și pentru cultura vin. Asta, adevărat, a crescut enorm în ultimii ani. Dar de ce aveți un nume special așa de sommelier? Că asta e o istorie foarte, foarte lungă. Eu mă numesc, lumea mă cunosc pe Zosimo. A fost un nume de la început, i-am făcut școala să devină preot. Preot în Italia este mai complicată treaba asta. Și nu a devenit preot, mai bine pentru mai multe persoane și mai multe femei. Și am lăsat treaba asta, oricum nume m-a rămas pe Zosimo. Am făcut primul curs de sommelier l-am făcut în an unde vinul se facea cu tot, afară de struguri. Adică a fost un mare scandal pe perioadul 80 până la 90, un mare scandal și de vinul și de restul. Nu era, cum se spune în Italia, mai igienic să se spunea nume propriu. Când se facea, oricine aveam un nume așa de folosire și restul. M-a rămas ala de preot, Zosimo, fra Zosimo și m-a rămas Zosimo.
Și în plus am trecut-o pe numea asta, de ce? Sommelier Zosimo, documente foarte importante, tot ghidul am scris eu, tot carte scris de mine, scrie Sommelier Zosimo. 1. Sommelier, pentru să spunem adevărat ce este un sommelier. Nume sommelier este foarte important. Ce significa, care este valoarea de sommelier. Și Zosimo, un nume că poate să se folosesc unde în toată, eu lucrez aproape în 20 de țară, unde imediat tot prieteni, sunt prieteni adevărat, mi-a numit Zosimo, o Zos, oriceva așa, a fost imediat de un cuvinte care nu este Carmelos Gandola, Zosimo. E mai simplu. E mai simplu. Da. Dar spuneați că ați făcut, sau mă rog, trebuia să urmați o școală, să deveniți preot. Am și o curiozitate, peste tot prin Napoli am văzut școala de recitațiune. Deci ce vrea să însemne școala de recitațiune? Și peste tot am văzut italieni dând din mâini, gesticulând. Asta extrem de... tot italiene și mai traducem spre sud, mai avem nevoie de gesticulare. Gesticulare vine de un fapt foarte important. Face exemplu în Sicilia. În Sicilia a fost 12 de dominație acolo. Am avut tot. Am avut arab, grece, spaniol, normani. Am avut toată populația a fost în Sicilia. Romani. Romani. Bulme. No, romani cred că au fost foarte puțin în comparație ce am fost în toată lume. Problema la primul înțelegere, la sud, nu era problema, era problema de limba. Oricine nu folosea limba cu altul. Gesticularea a venit de tot. Adică un sicilian nu poate să se opresc, orice face exemplu. Face un exemplu ce vrei să faci, să vrei să se aduce, să vrei să vii la mine. Un limbaj universal. Asta e un limbaj universal. Și gesticular nu poate să ține. Se ține un sicilian, le ține oprit. Așa nu like vorbesc, devine muto, nu are posibilitate. Și treaba asta de gesticular ceva vine de treaba de cultură, cultura de folosire. Deci un fel de mimă. Dar cum se descurcă un sommelier, nu? Atunci când trebuie să deguste vinul, cum face cu gesticulația asta? Adică gesticulația, un sommelier folosesc singurul două muscule exacte, că este de la palmă umană și gata, le trebuie pentru pahar. Singura rotație asta, turnare un vin în pahar. În sensul pentru... oaselor de ceasornic sau invers? Nu, normal se pune sunt, mai mulți zic că poate să face și inversă. Oricum, trebuie de turnare pahare, trebuie să descoperim exact, vinul a fost închis în sticla, are nevoie să se arească un puțin, respiră un puțin, să ne spune cine este, cum se numește și de unde vine. Fără să gesticuleze. Fără să gesticuleze. Mai multe gesticulare, faci un exemplu la tot cursantă, ochii nu se obosesc niciodată, pot să mă uit la un vin tot timpul ce vreau, este roșu, alb, tot timpul ce vreau. Când îl aduc la nasul mai multe 3 secunde nu mi-a dat nicio informație. Adică la nasul ajunge vinul, 3 secunde m-a dat niște informații. Informația se duce direct la ca ce numesc eu database, ce am eu în capul, și database pot să găsesc un database foarte mic unde recunosc că este vinul, sunt mai multe persoane, spune, e vinul. Adică am recunoscut că e vinul. Și antrenament și restul de un sommelier pot să descopera, unul, ce tipul de senzație sunt la vinul. De acolo le numesc cu fructe de pădure, cu ananas, cu piersici, cu prunul, ceva. Asta este un termen, e un termen de comparație. Deci, normal, orice vinul are niște molecole, foarte important, se numește terpeni. Orice persoană nu poate să vorbesc cu termeni tehnici de chimică, unde spune terpenul B1, C1, e ceva și s-a folosit la bara asta. Pe asta folosim niște termeni unde le folosim cu frute de pădure, cu ananas, cu frute tropicale, oriceva. Asta e important. Oricum, nasul 3 secunde și m-a dat niște informații. Informația l-am dezvoltată de la 0 la 12 de ani, pe curiositate. Un copil ce mai are o posibilitate să sta, nu știu, pe câmp, să stia cum e ierba, cum este pământ, nu știu, cu apă, o fără apă, o ceva, și are mai multe informații. Bagă informații la database. Am făcut un experiment. Se schimba generația de la 1960 până la 1975, are un database enorm.
tot ce este pe pământ, un fruct de pădure, un fruct, o mere, o ceva, l-are imediat. De ce? Cultura lui l-am folosit și la nasul. După s-a schimbat generația, a fost până acum o generație foarte sensibilă la ieșire. A fost în casă, mai multe persoane locuiesc în casă. Nu are contactul cu ce este... Acum, stând în fața calculatorului, exact. Ne-am pierdut da, toate simțurile astea. Și acum, fata mea, pentru să vorbesc cu ea de niște chestii, nu știu, de un fruct de pădure, de un ananas, ea le da, spune, da, știu. Știu ce este ananas, mă nu știu oricum miros. Asta trebuie învățat. Bine, acum nici fructele astea de pădure pe care le consumăm în ziua de azi nu mai au mirosul de altă dată da, și nu mai sunt chiar... Da. Normal ce este în copelărie și să aduce la database ce am fost în copelărie. Uh-huh. Cine nu are database asta trebuie învățat. Trebuie zi pe zi se... Alfabetizare. Da, se ajungem din nou la cu curiozitate. Uh-huh. Cursantul le spune, se ajungem la fel de un copil de 6 ani. Mama le spune asta nu, ala nu, ala nu, oricum trebuie să descoperim, să și mirosim tot, să ne gustăm tot. Ochi, așa, și nu, este o învățare în continuu. Mm-hmm. Ce este? Adică sume mult. Ultima lecție a fost pentru, nu știu, un par de lapte. Se unul spune lume, ce miros are lapte, unul știu, zice, eu știu. Deci oricum capul te aduce unde spune că știi ce gustul, orice miros are lapte. Oricum, când aduce la pahare, imediat este o altă tipul de miros, ce normal mi-a dat capul meu. De ce cultura și mai mult devenim mare și dam imediat, spunem că stiu, fara, este o imagine care ne face capul. Este da. Total diferit. Cursanților, nu știu, le povesti și despre istoria vinului sau istoria da. Zonei respective, de unde... Un curs, curse de sommelier sunt mult. Sunt niște curs foarte repede, unde știu de vinul, adică ai o posibilitate unde știu de vinul. Să-l recunoască, nu? Da, să recunosc vinul. Sunt curse mai complicate, mai lungi, unde se începe de la zero, adică de cum merge organ olfativ, visiv, gustativ, cum se face enologia, adică cum se face vinul, cum se uh-huh. face vinul în vița de vie și cum se face vinul în cramă. Asta sunt foarte importante, sunt informații, că pentru un cursant sunt foarte importante să știe. Un sommelier nu este un enolog, nu este un tehnician de cramă, este unul ca la sfârșit gusta vinul și spune cum a fost făcut. A fost făcut bine? Nu a fost făcut bine. Asta e. Restul de un sommelier nu se bagă la crama, la lucra la crama și restul. Se bagă pentru singur se poate să judica un vin. Exact cum s-a e făcut. Este un fel de critic, nu? Un fel de critic. Poate să devină și critic. Da. La o adică. Dacă asta optează după ce studiază. Deci ce spunea invitatul nostru mă duce la gândul că ar trebui să extinde puțin zicala aceea că toată lumea se pricepe la fotbal și la politică. Da. Apropo de somelier, am văzut de foarte multe ori, eu vă spun sincer că nu știu, e o anumită ordine, e o anumită ținută, trebuie să ai multe lucruri ca să fii somelier adevărat. Am văzut foarte multe ori și mi s-a întâmplat și mie de vreo două ori în tinerețe când ieșeam cu câte o fată în restaurant. Așa. Să mă prefac că sunt și eu somelier și să țin paharul cum vă spun la televizor, să miros și era vin, dar habar n-aveam, și să gust și să dau din cap ca și cum aș fi recunoscut imediat și Podgoria și anul și absolut tot. Și cred că ar trebui și asta adăugat, pentru că sunt foarte mulți care au impresia că dacă nu se pricep, nu știu, lumea îi blamează, se jenează, nu cred, pur și simplu este o meserie ca toate celelalte în care dacă te-a pus să o faci, la un dat excelezi sau nu o cunoști, nu e nicio rușine. Oricum, cine recunosc, e mai bine, adică cultura vinului, poate să aduce un sommelier, ori un, așa cum se numește, un wine lover, un apasionat de vin, unde are niște marker unde poate să recunosc un vin. Sunt marker foarte simplu, că sunt pe teritoriu, sunt pe zona, sunt de unde vine vinul. Niște marker foarte ușor, oricum poate să aduce niște consumatori să știe exact ce vinul poate să-i folosesc. Și în plus, un vinul poate să găsă de conversație, poate să găsă un vin gastronomic, adică poate să le asorteze cu niște mancare. Uh-huh. Normal să asorteze pe lista de vinuri. Eu mă duc pe lista de vinuri și normal nu asortez exact ce este mancare.
cultura de enogastronomia, unde știu ce este mancare, cum s-a făcut tipul de mancare, ce tipul de are mancare, ce tipul de gust are, acid, basic, dulce, o ceva, pot să-l asortez cu niște, cu niște vinuri. Că poți să și la carafa și la sticlă, n-are importanță. Și la vinul, ce mai important, la vinul nu are condiția, la vinul nu este prețul. Asta e important. Un sommelier, niciodată, un sommelier profesionist, știe, o întreba și prețul de vinul. Deci nu are importanță, consumator normal, vinul se vinde cu marketing, nu se vinde cu sommelier. Și marketing este marketing, studiez prețul, piață, da, și restul. Și un sommelier profesionist nu întreba prețul de vin, nu are valoare. Poate să găsești un vinul de 10 lei, un vinul de 10.000 de lei, nu are importanță, are importanță calitatea, are importanță ce are direct la, la par și respectul pe cine a făcut vinul. Că oricum, cine face vinul are o posibilitate o dată pe an. Nu este, eu v-ați ușit de bere. Cine face bere, în 25 de zile, în 25 de zile, scoate oricum bere. Eventual se face o greșeală ceva, poți să reface o bere, o cantitate de bere și de litri de bere. Vinul, un producător poate să-l face o dată pe an, nu are altă posibilitate. Da. Faptul că ați rămas în România mă face să cred că avem vinuri de calitate. România are vinul de calitate, are mai mult vinul de calitate, sigur că are mai mult pogori, are mai multe de OC. România trebuie cunoscută. Eu anul trecut am făcut primul ghid de fetească în limba italiană, singură limba italiană. N-am vândut 10.000 de copii, singur de ce în italiano se numește fetasca, una fanciulla diventata vino, adică o fetiță care a devenit vino. Și pentru un italiano, când citesc o fanciulla a devenit vino, și imediat a cumpărat ghidul. Cred că a rămas, nu știu să a rămas dezamăgit după o nu, oricum la interior a găsit 9-10 tipuri de fetească că am selecționat, am degustat mai mult, l-am pus pe ghid, a fost o mini provocare, deci l-am făcut singura în limba italiană, era o provocare pentru România, unde România poate să face export, România poate să duce oriunde, deci vinul este de calitate. Asta e important. Oricum, dar nu v-ați gândit să faceți o afacere din chestia asta? Un sommelier normal, un sommelier profesionist nu face afacere. Adică nu, un sommelier profesionist se bagă singur pentru judecare vinul. Restul nu se bagă la intermediare, nu vinde vinul, nu face treaba asta, adică cine judică nu poate să se este și în competiție cu el, în conflict se bagă pentru afaceri. Oricum, un sommelier profesionist cred că castigă așa de bine că nu are nevoie să facă altă afacere de afară de asta. Da, de obicei mă gândesc că, nu știu, existența noastră poate lua întorsături ciudate. Știi cum era pe vremea lui Ceaușescu, de ne trimiteau părinții să urmăm o facultate fără ca noi să ne dorim asta și de obicei ajungeam, uite, ca mine, ca tine, Chino, nu? Ingineri, și până la urmă viața ne ducea cu totul alte direcții, până la urmă se așezau lucrurile și am ajuns, mă rog, cel puțin noi, să facem fix ceea ce ne place. Dar aici cum stau lucrurile? Poate să existe un sommelier căruia să nu-i placă vinul? Adică să se fi gândit așa, măi, ce-aș putea eu să mă fac? Hai să mă fac, să merg pe nișa asta, că e mai ofertantă. Asta e treaba, este treaba și de curs. Cursul de sommelier în România e un curs foarte scurt, deci legislația spune că cursul este echiparat la fel de un curs de spătar, un redus ore și restul, asta pentru diploma. Un roman ține mai mult la diploma ca la curs, adică se am un ceva unde spune că am făcut curs. Și legislația în România spune că cursul de sommelier e la fel de un spătar, adică trebuie un scurt timp să le iau diploma. Una scuola, sunt mai multe romane că am făcut și scuole în Italia, de 3 ani de zile pentru să devină un sommelier, trebuie 3 ani de zile în Italia să face lecții pe fiecare săptămână să devină un sommelier. Dar e școală specială pentru asta? E școală asta? Specială, da. E o școală exact pentru învățare sommelier, se iese sommelier. Significatul ambele sunt un puțin diferent. E normal ca meseria în România se face școala de sommelier în România, meseria este pentru vinul, mă angajez într-o cramă, vindu vinul, face ceva. Un sommelier profesionist se uită la total diferit, adică castiga de promovare, castiga
cum judecă un vin, nu castigă de la, de la vânzare vin. Dar tu nu mi-ați răspuns la întrebare. Există printre somelieri oameni cărora să nu le placă vinul în general? Nu? Eu n-aș. Păi cum? Adică să nu le placă să-l bea sau... Bineînțeles. Nu, bă, e treaba de puntaj. Orice vinul trebuie respect pe cine l-a făcut. Este treaba de puntaj. Există o scala internațională de la 0 100 de puncte, asta pentru să se folosesc în toată lume, unde puntaj, e normal că un vin mai jos de 88 de puncte, este un vin, sigur că este un vin făcut bine, este oricum un vin, că nu a luat puncte tare. Și asta le judică un somelier. Un somelier poate să spune, pentru mine are 90 de puncte, 92, poate să are 80 de puncte. Asta am înțeles, atunci să vă iau altfel. Un somelier bea întreabă. În timpul liber? Sau nu? Păi antrenamentul, Mihaela, deci, treaba e destul de simplă. Deci amestecăm afacerile cu plăcerea. Deci eu sunt student, da, la domnul președinte, la Club Somelier. Și eu mă pregătesc pentru această traiectorie de 3 ani. Mm-hmm. Nu pentru... Eu n-am nevoie să devin... Eu n-am nimic cu ospătarii și ospătarii trebuie și ei educați și așa mai departe, da. Eu cam odată la 15 ani mă reprofilez, că tot ai zis. Da, inginer, da, da, reinventez, normal. 90, după aia am intrat în comercial și din comercial am intrat în coaching. Ei, acum au trecut 15 ani și iată că intru în cultura vinului. Deci, practic, da, numai gustând... până acum în 7 lecții, cred că am gustat vreo 32 de vinuri. Atenție, la curs, nu bem, pentru că dacă am bea tot ceea ce gustăm, ca și la, dacă mergem la un festival, la Vin Italy, sunt 12 pavilioane mai mari decât Good Wine ăsta al nostru. Expo, da? Da. Deci dacă te apuci să-ți pui mintea și să bei, nu bei, doar îl guști și există o tehnică, așa cum explică Zos, în care îți folosești simțurile și, mă rog, dacă ajungi să ai fișa asta, eu am venit cu caietul la mine. Deci există o fișă pe care la un moment dat, când o să dau examen pe nivelul 1, pe asta o să știu pe din afară cum să analizez un vin. Însă mie ce mi se dar pare... Dar cum faci? Îl plimbi în gură și îl scuipi? Sau cum faci? Deci sunt mai multe lucruri care se analizează. Mirosul, ochii, culoarea, prima da? Dată, olfactiv și după aia gustul. Da. Și pragurile sunt diferite. Nu intru în foarte multe. Mie mi se pare însă filozofia lui Zof foarte importantă. Ce ne-a zis el... Și ce ne repetă tot timpul? Că eu de-aia sunt la acest club. Deci vreau să descoperiți, la sfârșitul fiecărui pahar cu vin, teritoriul de unde acesta a luat naștere. Deci asta e o filozofie. Asta nu este, cum să zic, e dincolo de, bă, îmi trebuie și mie o diplomă copată la macă. Nu de asta. Eu mă pregătesc 3 ani, da, să gust foarte mult și în timpul liber, și să înțeleg foarte mult ce e în spatele oricărui pahar de vin, de unde provine, și acum încep să învăț și eu, de fapt, cum se realizează și care sunt diferențele. De ce ai ales drumul ăsta? Că spune că la un moment dat schimbi și ții minte că și atunci când ai mi-a dat trecută, spune că la un moment dat mergi pe un drum, te așezi pe el, îți place enorm, dar simți chemarea depărtărilor, ciclic. Bun, dar ai mers pe ăsta. Cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Odată, mă rog, la academia asta în care eu sunt profesor, da, de coaching, aveam și un student de la o bancă și mi-a citit, a văzut că am fost și până Sicilia și nu știu, zice, bă, Șerbană, dar noi nu bem și noi un pahar de vin, nu ne prezint și nouă sticlă de vin? Și am zis, bă, eu sunt wine lover, eu sunt, și noi facem aici școală, nu facem... Da, mă, da, dacă tot ești pasionat, și așa a început. Și din ce în ce mai mulți oameni m-au încurajat și mi-au zis, bă, dar plus că mi-am dat și eu seama, mergând cu Zos în Sicilia și vizitând niște crame și văzând via și cunoscând proprietarii și văzând, nu știu, autoclavele astea și începând să pun întrebări și să... Habar n-aveam, nu înțelegeam o enologie. Cum se face, cum se culege, ce să ia... terpeni, băia care dau gusturile astea, gen fructe și așa mai departe. E și destulă chimie. Acum nu mă apuc să nu o să devin nici chimist, nici PhD, nici... Dar este fascinant. Pentru că asta este o pasiune pentru oamenii cu bani? Cu posibilități? Sau oricine? Nu, oricine. Are o oportunitate. Adică directă de cam cât este tuition-ul într-un curs de genul ăsta? Adică se poate spune la radio sau nu...
Eu zic să spuneți, dacă tot facem emisiune pe tema asta, să știe omul... Nu, deci nivelul pentru aceste 16 săptămâni cu tocul și cu examen și cu pe nivelul 1, deci este undeva la... 100 de lei. Ce? 2500. 2000, 2500 da, este mult... întreg cursul. Bun. Dar asta, dacă împarți la 19... lecții plus toate vinurile degustate. Nu mă refer neapărat la cât costă cursul, ci la cât te-ar costa să ai un astfel de stil de viață. Pentru că după ce faci un astfel de curs, nu știu dacă te mai întorci la vinul de masă. Ăla pe care lua tata de la țară și l-a ducea în canistre. Apreciază mai bine vinul de țară. Nu. Și nu alea poți să găsești. Dar bine, nu, noi, adică în lumea asta în care, totuși, uite, eu nu reușesc încă, după 7 săptămâni, încă mă mai uit la etichete și președintele îmi spune, nu te mai uita la etichete. Că ni se spune că trebuie să ne zgâim în eticheta aia, să vedem eticheta ce conține. Eticheta îți influențează database-ul. Mm-hmm. Tu dacă devii sommelier, trebuie să te uiți în pahar la vin, n-ai treabă cu eticheta, n-ai treabă cu prețul. Deci asta este diferența între... Da, dacă să mă uit în pahar la vin, trebuie să-l cumpăr de pe raft, știi? Asta e diferența. Da, ăla este consumator final. Vorbim de chestiuni diferite. Înțeles. Eu nu fac școală de consum sau de consumator. Sigur. Și nici nu o să dau indicații de genul, măi, cumpără vinul cu tare sau ăla sau... Nu, eu pot să spun că ăla e un vin de 89 de puncte din punctul meu de vedere și semnez. Mm-hmm. Când doi avea dreptul să semnez. Stai că mă întorc ce ai spus mai devreme, mi-a rămas în minte. Adică tu vrei să spui că te duci la un festival al vinurilor. Așa. Unde sunt 12 pavilioane, presupun unele dintre cele mai bune vinuri din lume. Și te plimbi peste tot și plimbi în gură toate aromele și esențele și pleci de acolo fără să bei vin? Dacă sunt la școală, da. Asta e răspunsul. Și să lași muri. Și afară, poți să faci 300 de degustare într-un zi și totul de vinul bun. Problema, senzația este așa. Senzația personal, pe orice persoană, când are viziv, olfativ și gustativ și ascuipat, este o senzație total. Adică nu lipsesc nimic. Treaba de direct să pun vinul, să beau vinul, ala este o senzație de bună nevoie, senzația. Nu, nevoie de mâncare. Adică, oricum este un aliment. Vinul, mă uit la vinul, le mirosesc imediat, oricum nasul mi-e spune imediat, vezi că e bunul, trebuie să le bei și imediat senzația asta se linghitu este pentru se beneficiu ceva de mâncare. Cu ce ar merge? Treaba de așa învățare de un sommelier profesionist, trebuie să, când se comportă în fața la un vin, să el știe exact ce vinul e. Alea nu doresc, un sommelier nu doresc să tot timpul înghite, să are asta senzația de mâncare. Deci mâncare este mâncare, pot să mănânc și beau, face și gustare devine total diferită. Este o senzație, este o învățare de la zero. Ca spune la cursul că trebuie oricum scuipat vinul, cine a început de la zero zice tu este nebun total, că oricum trebuie să eu le beau, să le gust. Asta e învățare. Ușor, 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 2, 3, 5 lecții și unde senzație și senzația de calor, așa, senzația de alcool, nu trebuie înghiți vinul. Și... Cum anulezi gustul anterior? Dacă ești la un vin bună întrebare. Și cât timp durează? E un, nu știu, un ingredient anumit cu nu, brânză asta e... cu, sau cum, nu, cum faci? Nu, este așa, pentru... pentru un profesionist există două tipuri de folosire pentru să vrei să resetezi total gura. Normal, pentru resetare gura, normal le resetezi după 30-40 de degustare un profesionist. Normal să folosesc ulei de maslină, că trebuie și eventual trebuie și înghețit. De ce? Ulei de maslină este un protector, adică te protege stomac de vinul eventual că bei. Și imediat te curață imediat gura pentru următor serie de degustare. Există și mozzarella di bufala, singură mozzarella de bufala, cu ala are, stica, are un gust total diferit de mozzarella normal, ala trebuie pentru spala total gura. Și învățarea de sommelier este să el pune reset un vin după altul,
pune reset la database, așa cum la nivel mental. Eu, la nivel mental. Și de la început nu are nicio precondiție înainte să gustă un vin, nicio precondiție, pe zero, și la viziv, la olfativ și la gustativ, acolo face un examen exact și resetezi. Asta e învățare. Pe asta la cursul se degustă 180 tipuri de vinuri într-un singur curs, într-un singur nivel. Se degustă mult și se scuipă. Asta pentru memorizare vinul, nu pentru satisfacția de mâncare, anulezi tot. Pe asta ai nevoie și se vin următor din nou să le degust, se le spune cum e și se trece de acolo. Dar după ca sommelierul a terminat, poți să bei tot vinul că vrei. Ai nevoie de ceva calități speciale sau oricine poate să... Oricine. Oricine. De la un copii până la... Dacă ai gust, nas și ochi... 110 ani și nu avem nicio problemă. Și în plus orice tipul de scuze. Nu știu, ala că spune, eu sunt un fumator, eu nu am nasul așa, eu nu simt nimic de miros sau ceva. N-ai senzația asta, de ce oricum organ olfativ merge oricum și afară de orice tip de scuze. Și la gustativ e la fel. E normal că trebuie tot asta învățat. Un sommelier devine un puțin un maniac de ceva. Face simplu. Se eu intru într-o cameră sau intru o cramă, imediat cu nasul caută ce miros este acolo. De ce caută treaba asta? Se spune pe capul meu, se spune că tot ce am găsit acolo se le separ. De ce? Tot ce am acolo, eu oricum după le regăsesc la vinul. Se am o senzație că s-a fumat, o am senzație de mucigaie ceva, trebuie să le memorizez, să le separ. Când le găsesc la vinul și le separ. La fel e la gust. Un sommelier profesionist ține minte ce am făcut în ultimii 2-3 ore o în ultimul zi. Se am băut o cafea acum 2 ore și e normal, trebuie să spun pe data albesei meu că am cafea. Când gustul vin, oricum am o notă de cafea. Asta eu le separ și că nu aparține la vinul, aparține ce am făcut eu, ce am mâncat. Este probabil că acum jumătate de oră am făcut un prânz cu orice, oriunde am... Niste... Da, înseamnă că nu chiar oricine poate să facă. Pare așa că îți dezvolți niște capacități paranormale. Nu, sunt de învățare. Trebuie să înveți tot timpul, trebuie să înveți și să reții. Trebuie și database-ul să fie bine structurat, programatorul să fie un tip ordonat, în sensul în care să poți să separi mintea ta, să poată să facă lucrurile astea. Deci eu știu dacă chiar oricine... Database-a a fost făcută de la 0 la 12 de ani. Sau așa. Și da, e un experiment. E un experiment plăcut de ce se schimbă. Se schimbă viața. Și voi vorbiți de inginer și eu sunt un inginer electronic, de acolo am început. Și de inginerie electronică imediat m-a dus pentru să fac sommelier. Acum sunt 26 de ani. Și database, al meu oricum era un database de un copii, da, sigur în zona de vițe de vie și bunicii mei oricum erau bagate pe vin, mă nu erau un producător, era oricine în Italia și așa cum în România, când am descoperit în România, oricine are un butoi de vin, ori ceva de vin acasă. Asta a fost și descoperire. Primii ani în România am făcut un experiment, m-am dus... tot ce era pe România și mi-a oprit oriunde era fum să nu știu nicio limbă, nici acum știu limbă, oricum acolo era pe zero, avea două cuvinte de bună ziua și la revedere, nu știu nimic, intra pe fiecare casă unde se descoperă ceva, am descoperit sigur palinca bună, țuica excepțional, vinul a fost, pentru mine a fost o surpriză, de ce am găsit, pe 2 ani am găsit vinul adevărat de casă. Oricine a făcut vin, oricum avea o istorie, avea un poveste, mi spunea ceva ce făcea el. Oricine schimba o casă și oricine avea o poveste diferită pentru el ce era cultura vinului. Asta e important, de ce de acolo face prieteni. Pentru să mă întorc la învățare.
database oricum a fost făcută pe orice tipul de copii. Problema este treaba de școală să ajungem, să ne întorcem la database de la zero. Este mai simplu pentru un copil, se face mai repede, că nu are niște chestii mentale de un adult. Un adult are niște chestii mentale, imediat șabloane asta... Am învățat multe chestii la care trebuie să renunțe. Și acum e handicap faptul că am învățat, din punctul ăsta de vedere. Sunt multe și eu am multe. Adică eu mă uit la etichete, am studiat marketing comercial, am multe. Eu tot timpul îl întreb, Zos, dar întrebări de aia, cum a pus și Mihaela, dar... Vine lumea și întreabă, cum se vin, de ce nu vin ăia, de ce nu exportăm? Și a zis, noi învățăm asta, nu mergem mai departe. Și acum încep și eu să înțeleg. Întâi să învăț asta? Sunt producători care încearcă să păcălească somelierul, în sensul în care, să adauge în vin o chimicală anumită care să dea un anumit gust și să încerce să-l păcălească, să treacă testul. Nu e treaba de păcălire, nu. Normal, eu cred că 99% de producător spune el ce a făcut. Normal, spune ce vrea să spune. Da, corect. Și asta e diferența și la fel de niște sommelier. Un sommelier învățat adevărat, producătorul poate să le spune orice. Poate să le spună cum a făcut, cum a făcut, ce tipul de soiuri, ce restul. Oricum, ideea că se face un somelier e total diferit. Deci, de acolo un somelier poate să le spune, producător a zis cu adevărat, adică m-a zis că este un merlot și l-am făcut așa, ori poate să și taci în gură și nu spune nimic, oricum știa ca producător, oricum a zis minciună. Adică nu a spus exact. Asta e treaba de ce... În Uniunea Europeană, la vinul, pot să se folosesc mai mult rețete chimic. Uniunea Europeană permite 400 de rețete de component chimic, pot să intre la vinul. Asta unde ne aduce? Ne aduce că sigur că vinul e făcut pentru consumator, adică eu pot să folosesc niște substanțe, tot legal, unde folosesc, unde vinul devine amabil, unde devine un vin plăcut. Ieftin. Asta ieftin nu depinde de la substanță, depinde de tipul de vin, de producție la vițe de vie. Problema asta unde se întâmplă? Se întâmplă când am folosit niște chimică, niște drojdie, niște componente așa, nu mă duce, adică vinul de unde a născut și devine altul. Vorbesc o altă limbă. Nu este limba de zona lui. Asta e singurul ce se schimbă. Pe asta sunt mai mult vinul, că avem o definiție internațională, că este fără să știi cine e taxul, cine e mama, de unde a născut. Care e originea? Asta e origine. Consumatorul asta nu e învățat pentru asta. Consumatorul este învățat, vinul asta îi place, asta nu place. Problema trebuie și să învățăm cum l-am asortat. Deci un vin poate să strică o cină, poate să la valorizeze mai mult. Asta trebuie, nu este de la consumator. Cine ne vinde ceva, adică cine vine la noi la masă, așa cine cum ne recomandă ceva, trebuie el să este învățat. Că consumatorul e ala ca plătesc. Pune banii, se are un serviciu. Asta trebuie, cine ne da serviciul respectiv, să are o cultură unde poate să se da la consumator exact ce vrea. Dar restaurantele de top bănuiesc că au somelieri, nu? Da, asta este o decizie de oricine face un restaurant, oricine dă un serviciu. Dar trebuie să aibă, nu? Da, eu vă fac un exemplu. Eu afară de asta sunt, cred, unul de mai puțin idrosomelieri în lume. Somelieri de apă. Asta e altă treabă, altă poveste. Și normal nu există un restaurant care are un meniu de ape. Unde are ape ceva. Sunt niște restaurante care au ceva în plus. Are un somelier ca să sorteze apa. Și apa este la același cultură de vinul. La același. Și cursul nu dureze la fel, oricum dureze și el. Sunt trei niveli pentru a sortare apă. Ce da un restaurant în plus să are un somelier de apă? Are un serviciu în plus la client. Cum sorteze apa cu mâncare? Cum poți să folosesc o apă pentru femeie și o apă pentru bărbat?
ce am mâncat, ce am făcut. La același problemă e la vinul. Eu pot să sortez vinul pe prețul, pot să sortez un vin pentru calitate, o pentru ce doresc eu că obțin de la client. Vă fac un exemplu. Așa, înainte vorbeam de cultura, cum se un producător poate să-mi păcălesc unul. Eu fac un exemplu așa de un restaurant. Intru în un restaurant, un somelier de la restaurant, imediat pentru să-mi zice bine ai venit, să-mi da un prosecco, ori un vin cu tendința dulce. Adevărat, a fost ieftin pentru la restaurant și a fost o surpriză plăcută pentru consumator. Consumatorul bea prosecco, bea un spumant, zice, wow, mulțumesc de asta. S-a așezeze la masă, când trebuie să comandă, a intrat acolo care are o fame enorm, când trebuie să comandă, zice, stai, zice, fac, le iau singur felul doi și după vedem. Ce s-a întâmplat? Cu un vin spumante, cu un puțin de zahăr, adică un prosecco ceva, are 30-40 de miligrame litru de zahăr. Ți-a tăiat pofta de mâncare. Când a dus pe gura, imediat pe database-ul nostru, am zis, gata, ai mâncat, ai avut o satisfacție, ai mâncat ceva. Și imediat... Nu mai e foame. Nu mai e mai foame. Și se imediat mi-a dat un flut de șampanie, o de Franciacorta, un mediu tradițional, în România se face ceva excelent. Mi-a dat un mediu tradițional unde zahărul este zero. Senzația care este, e adevărat, surpriza e plăcută. Oricum, senzația mea că am fame. Am fame mai mult. Adică îi pot să condiționez cineva să-i mănâncă. Acolo comandul și antipastul, primul, felul doi și restul. Asta e asortare. Noi bevem vinul pentru orice, vedem se este un spumant, poate să este mai rece o nu. Trebuie și de temperatura, temperatura corectă pentru cliente. Adică unul de restaurant poate să ca condiționeze clientul, poate să ca sorteze cu clientul. Un restaurant ca ține 2-3 sticle deschis, este un restaurant că eu numesc top. De ce? Nu e treaba de faptul că am pierdut bani deja deschis sticle. E faptul că poți să influențezi clientul, să-i da la client niște gurițe de vin, unde poți să le explică. Eu m-am... E poveste. M-am gândit să cu ce ai comandat tu, poți să folosesc vinul ăsta. Oricum, clientul și se învață. Am gustat vinul, se uită la eticheta și memorizez. Data viitor, comanda vinoala. Este un după altul. Da, e foarte important să fidelizezi clienții și îți poți crește și vânzările. Satisfacția, mâncare și vinul este satisfacția de o persoană. Spunea Gabriel mai devreme un lucru pe care l-am observat de asemenea, firește fără să spun vreun cuvânt rău de ospătari. Așa. Când vii la masă și îți spune ospătarul, ești cu cineva, cu familia, cu mai mulți, și spune, vă recomand acest vin. Da. Tu atunci, dacă nu te pricepi, presupui că omul a analizat totul. Ora... cât sunteți, dacă va fi o masă neașezată sau... Și atunci îți recomandă ceva asortat. Sper să fie așa, dar am sentimentul de multe ori pur și simplu că îți recomandă ce are mai mult prin depozit. Și ideea când recomanzi cuiva un vin se presupune că... Sau ce nu se vinde. Știi? Sau ce nu se vinde, exact. Și atunci tu presupui cum se pricepe. Când îți recomandă ceva, îți pui toată încrederea în omul de la restaurant când ce vă recomand acest vin. Eu zic că mai bine să nu recomande nimic decât să recomande aiurea. Nu, este și asta e treaba de cultură. Faci un exemplu. Iam un meniu unde comandu o ciorbă de burtă. Se ciorba de burtă care ajunge mie, e ciorba neplăcută, stricată ceva, pentru cultura, pentru gustul meu și le dau înapoi. Deci îl am la database-ul meu, am niște informații, nu? Pentru vinul, faptul că nu avem informație, că nu memorizăm nicio informație, nu ne punem nicio informație, noi, consumatori, nu le punem, nu avem o posibilitate asta. Mă duce un vinul, normal ca suspectul este că avea vinul de vânzare, avea vinul la depozit. Asta poate să este adevărat 50%, poate să este total... asta sunt noi că nu avem senzație corectă. Da, tu te bazezi pe database-ul omului, de fapt, nu l-ai tu. Da, și oricum nu știi ce database are. Știi database când spune motivul.
te folosesc vinul asta, ori te folosesc două tipuri de vinul la masă, pentru că m-am gândit că soția ta a comandat asta, trebuie un vin alb făcut așa și pentru tine un vin roșu structurat. Și asta trebuie să sticle se deschide. Vinul nu se vinde cu sticle închise, se vinde cu sticla deschisă. Da. Oricine deschide o sticlă și într-o seară le degustă într-o 20 de persoane, 20 de persoane s-a învățat de singur vinoala și a făcut investiția foarte mică. Eu mai am două întrebări. Vine cu paștele, cu ce asortăm mielul, drobul, cu ce vinișor și nu știu, care ar fi cele mai tari mărci de vin din lume? Primele trei. Bă, hai nu. Să zicem. Sunt din Europa? Nu, e, sau? Nu există. Poate să găsește și aici, la prima cramă că găsim în România. Vinul nu se sorteze pe etichetă. Nu se sorteze pe calitate, nici pe etichetă. Avem două singuri moduri pentru a sorta de vinul. Ori, cu mielul. Ce merge cu friptura de miel? Vă fac eu un exemplu. Putem să-l asortăm pe comparație, adică să sunt împreună, ori de ce sunt în două locuri total diferite. Adică să am ceva, un gust, miel, are un gust cu tendința dulce. Uh-huh. Și trebuie un vin roșu cu tendința dulce. Uh-huh. Ori total invers. Miel rămâne așa de bază. Pe contrast, trebuie un vin roșu total acid. Adică uh-huh. O pe contrast, o direct de ce merge unul lângă altul. Asta trebuie. Cultura enogastronomică este așa. Ce mănânc, trebuie să asortez. Nu l-asortez pe tipul de vinul, pe specialitatea de vinul, deci asta e mai scumpă ca altul și restul. Dar roșu merge cu mielul. Nu, merge și niște alb foarte structurat, poate să merge perfect și cu miel. Dar o să merg pe contrast anul ăsta. Deci o să... Pe contrast... Pe lângă miel, care e mai dulce, o să-mi iau un vinișor. Cine vrea contraste, de ce doresc, se are o senzație foarte puternică de la vinul. Vinul oricum nu este, el nu este protagonistă de masă. Vinul niciodată trebuie să este protagonistă de masă. Trebuie să fie masa așa... este mâncare. Da. Mielul, dacă mielul e protagonist. Vinul trebuie să mi spală gura, să mi dea o senzație plăcut și un puțin de alcool pentru să se simtă tot fericit și să mi continu să pot să mănânc. Uh-huh. Asta trebuie ce face vinul. Vinul niciodată e protagonist. Eventual, să ne gândim să vinul este protagonist, trebuie să le bem la fel ca americane. La 5 după amieza, fără mâncare, două pahar pus bine și un vin. Singur unde vorbim de vinul. Fără să-l asortăm cu ceva de mâncare. Când se mănâncă, protagonist este mâncare. Și vinul ajută. În restul, vinul poate să este și de conversație, cum îmi spune niște crame în România, ori un vin unde putem să folosim niște vorbe. Oricum cele trebuie mai vorbit. Cele mai bune trei vinuri? Asta e la fel de întrebare de înainte. Sigur că vinul ce mai bun acum... E sunt... la care îmi place mie, nu? Deci vă întreb o întrebare sunt, personală. Nu, vă zic așa, nu am nicio preferență nicio pentru un vin. Pot să zic așa, sigur că Franța în momentul acesta este castigator pentru toți. Nu pentru cantitate, ma pentru calitate. Franța sigur că este 3 ani în, cum zice, în top. În top 300 de ani mai încolo, noi suntem acolo și italieni, cred, diferența franceză și italiană cred că este 300 de ani de cultură vinul. Și eu cred că orice francez face un vin, le face cu o pasiune total diferită de restul lumii. Restul cred că le face pentru business, asta e. Da. Și nu există un și vinul top. De Porto? Vinul și Porto și Marsala ala sunt vinul cam castigat pentru, eu spun, QLF, cu aziende nivelul fortuna, adică am castigat de ce a avut un noroc. Uh-huh. Un Porto și un Marsala a fost acum 200 ceva de ani un vin prost. Un vin care s-a vândut la India, s-a vândut la America, deci era un vin care n-avea nicio valoare. Dar a devenit un brand până la urmă. Faptul că vinul, ce e important pentru un producător de vin sunt trei elemente. Timpul, temperatura și oxigen. Asta sunt cele mai importante. TTO. Faptul că vinul Porto s-a plimbat pe vapor
cum era pe vreme, s-a plimbat pe vapor, dintr-o niște butoi, s-a dus și pe temperatura, s-a schimbat temperatura. L-a nobilat, l-a îmbunătățit. L-a nobilat, când a ajuns vinul după o lună, lună jumătate, doi, era un vin excelent. Asta a fost noroc și de portoghezi și de siciliane cu Marsala. Deci bei oriunde, doar în Portugalia nu. Trebuie să-l plimb cu vaporul puțin. Dar putem să plimbăm și noi busuioaca, adică să o punem așa pe un vapor, să o ducem în Nu, sunt niște vinuri care au calitate, nu. Și busuioaca, o tamaios, ceva, sunt așa, sunt bune direct la sticla. Da. Sunt niște vinuri aromatici, unde cred că merita, acum că și moda de stridii, de fructe de mare și România, eu cred că un busuioaca, ceva, trebuie un puțin rece, trebuie folosită și cu niște stride, că pentru mine este excelent. Sunt pe contrast, oricum este excelent. Deci stride cu busuie. Perfect, aș zice. Și nu dăm nume de crame ca să nu, nu supărăm. Da. Da, busuia ce sunt? Despre evenimentele pe care le organizați, toți cei care ne ascultă pot afla mai multe de pe pagina de Facebook, nu? Club Sommelier? Club Sommelier România. Mm-hmm. S-a dus și ora aceasta... Tot așa, cu succes, sper, și cu informații pentru noi toți și cu, cred că, și cu un sfat, apropo de ghid. Să nu ne prefacem, că nu cunoaștem un lucru, pur și simplu, iată, ne putem interesa. Sunt și informații pe net, mai ascultați o emisiune ca aceasta și vedeți că putem să învățăm și din mers, chiar dacă n-am învățat niște ani, nu-i târziu niciodată să apreciem un vin bun din toate punctele de vedere. Mihai Leoniță, îți mulțumesc, și Răzvan Ostreanu, cele două gazde, și împreună lui Gabriel Chinole și lui Carmelos Gandura pentru prezența în emisiunea noastră. Toate cele bune. Mulțumesc. În rest, să aveți o zi pe gustul vostru și orice ar fi, îmi puneți la inimă, nu merită. La revedere! Ne-a făcut plăcere! Ciao! Mulțumim! Ciao.